Bun găsit! Am în minte două gânduri. Unul e legat de atenție. Studiez atenția și este ceea ce în cultura creștină numim trezvie și ceea ce în psihologie numim acum un proces metacognitiv pe care avem musai nevoie în neuroplasticitatea creierului. Și apropo de atenție, apropo de al doilea meu gând, best mom ever, te-ai gândit vreodată, oare ce înseamnă să fii cu adevărat un părinte bun? Un partener de nădejde, un prieten bun. Ce înseamnă să ai pe cineva aproape, să te conectezi cu el? Înseamnă că îi acorzi atenție. Copilul tău are nevoie de atenția ta în primul rând, de atenția ta curată, curată, autentică, nu costă de gânduri care rulează în mintea ta în momentul în care îi acorzi lui atenție. Copilul tău se bucură de un părinte vrednic în momentul în care părintele, tu, ești capabil să-l asculți și să intri în lumea lui. Și asta se întâmplă, apropo de best mom ever, asta se întâmplă în relațiile noastre cu totul. E foarte important să fim atenți la celălalt, să învățăm, să ne recapătăm puterea de a asculta autentic pe celălalt, de a fi acolo prezenți, atenți. E trezvie, e metacogniție. E musai să facem asta, să ai o viață frumoasă și o zi minunată și o viață minunată. Pa, pa!